Și mai am o singură întrebare, dacă se poate. Am la vreo 30 de bătași de viță de vie și au, cred că sunt frunzele atacate de păianjen, erinoz, m-am uitat pe o să, carte. Să sperăm că sunt păianjen. Au niște bășicuțe roșii și pe dedesubt un puf alb? Exact, da. Bă, nu-s roșii, frunza are culoarea normală. Da, e ridicat normal. Un pic. Da, exact, dar pe interior sunt așa, ceva alb. Așa, da. Este păianjerul unul roșu și neapărat în tratament, lângă Cabriotop sau lângă Universalis sau lângă Tiovit Jet, să puneți Nisorun sau Vertimec sau Sunmite sau Floramite. Și cu ce frecvență ar trebui? La 2-3 săptămâni? La două săptămâni. Vă mulțumesc foarte mult de amabilitate. Multă sănătate. La vița de vie vă mai recomandăm să administrați și la rădăcină, într-un pământ săpat și teracalco, pentru că vița de vie are nevoie de soluri calcaroase și are nevoie de calciu. În prezența calciului, orice fruct, orice legumă are tegumentele mult mai tari, asta înseamnă că este protejat de boli și de dăunători și pulpa fructului este mai fermă, deci nu se strivește și nu se strică așa ușor. Vă mulțumesc foarte mult de amabilitate. Mulțumesc. Multă sănătate vă dorim.